O mină antitank a fost descoperită la un kilometru de Păuliș, județul Arad, în apropierea râului Mureș. Mina era îngropată parțial în pământ și a fost descoperită de un localnic care efectua lucrări agricole în zona localității Păuliș. Persoana a sunat de urgență la 112 când și-a dat seama peste ce a dat. La fața locului s-a deplasat echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, care a constatat prezența unei mine antitank la aproximativ un kilometru de localitate, îngropată parțial în pământ, care prezenta deteriorări la corpul minei. Deoarece exista pericol de explozie la asanare sau transport, s-a decis distrugerea muniției la fața locului, scrie aradon.ro. Echipa a realizat un dispozitiv folosind saci de nisip și 600 de grame de trotil, reușind distrugerea muniției în condiții de siguranță. Misiunea a fost executată cu sprijinul Inspectoratului Județean de Poliție Arad și a Centrului Medical Județean Arad a Ministerului Afacerilor Interne.